Baricade, suntem adepții modificării sistemului electoral, îmbunătățirii sistemului electoral în general, dar trebuie să vedem momentele de oportunitate și toate cele riscuri despre care s-au vorbit astăzi de către foarte multă lume în Parlament și nu doar de către colegii mei. În acest sens, aș vrea să atrag atenția încă spre un aspect la care noi am insistat și este principal, credem, pentru noi. Aceste modificări, dacă vor fi făcute, nici de cum nu trebuie să fie făcute pentru următorul Parlament. Deci, ca să fie clar, acești deputați cu mandatul lor actual nu pot să-și creeze condiții favorabile tot pentru ei înșiși. Este cel puțin nu va fi etic, să spunem așa. Deci, haideți să discutăm despre modificarea sistemului electoral, deci în perspectiva 2022 și până atunci, de ce, dacă avem atât timp, să nu ne așezăm în primul rând să rezolvăm acele probleme stringente care au fost menționate și în adresele Curții Constituționale. Au trecut 3 luni, Parlamentul nu a făcut nimic pe această temă. Eu să vă întreb până a răspunde dumneavoastră. Oricare proiect de lege răspunde la o problemă. Problema sistemului de alegeri din Republica Moldova nu este în modul de alegere, ci în clasa politică, în corupție și subordonare administrativă. Corupția poate compromite orice sistem. Exact. Prin urmare, prin schimbarea locului, cifrelor, rezultatul nu se schimbă. Problema reală este corupția în clasa politică și în modul cum acești politicieni sunt aleși. Haideți să nu deplasăm accentele și ne focusăm probleme reale, care sunt finanțarea partidelor, care este votul diasporei, care este reflectarea mass media campaniilor electorale. Ce vreau să vă întreb este că la începutul acestor audieri am văzut mai multe voci care au spus că se pronunță pentru votul mixt. Am văzut și voci în societate care au spus că Partidul Democrat intenționat ar fi pornit pe votul uninominal ca să ajungă la sistemul electoral mixt. Dacă dumneavoastră credeți din ce ați văzut astăzi că acesta este scopul acestor audieri ca să se ajungă la așa numit compromis la sistemul electoral mixt, ce părere aveți despre acest sistem și despre această idee? La sistemul electoral nu soluționează problemele, nici măcar cele desenate în proiectul de lege. Electoral mixt. Mixt. Și apropo, cel mai interesant și răspândit sistem este altul, nu este cel mixt propus. Dacă se dorește atât de mult ca persoana să-și aleagă deputatul în Parlament, este posibil de a împărți țara în 10 circumscripții și de a face liste pentru fiecare circumscripție și omul să se aleagă singur deputații pe care vrea în Parlament. De pe listele care deja partidele le-au prezentat. Asta va contribui, pe de o parte, la neutralizarea riscurilor despre care vorbeam, iar pe de altă parte, la o implicare mai mare a oamenilor în deciderea listelor de partid. Ca să adică înțeleg, sunteți deputații împotriva votului uninominal și mixt. Sunteți pentru modificarea actualului sistem, așa cum a propus Curtea Constituțională. Dar prima chestie, schimbarea sistemului de alegere nu este o prioritate. Trebuie dar dacă și-ar trebui schimbat, ați v-ați dori liste deschise. Dacă și-ar trebui schimbat, trebuie discutat, dar nu în grabă. Asta e unul, dar urgent trebuie de înlăturat carențele care s-au subliniat și care sunt urgente, care trebuiau înlăturate deja de o lună de zi. Unul din neajunsul la aceste proiecte a fost că nu a fost susținut fundamental de o argumentare care este cel mai bun sistem. Din start ni s-a înaintat o soluție definitivă. Sistemul majoritar cu vot uninominal este soluția cea mai bună și este cea mai corectă. Deci acest lucru este inacceptabil pentru noi. Orice modificare a sistemului electoral urmează a fi discutată și toate sistemele urmează a fi analizate și selectată cea mai optimă variantă care să corespundă specificului și realității.